Eu mă numesc Viorica, în 2018, tot în asta lună, pe data 24 decembrie, am fost la domnul Vlad, la Părâtaș. Eu aveam probleme foarte mari de spate, cu coloana vertebrală. Nu puteam să merg absolut deloc, aveam probleme serioase. Am venit și domnul Vlad m-a ajutat foarte mult. Mi-a făcut procedurile care dumneavoastră știe și pe mine foarte mult m-a ajutat. Până am o iană, în 2021, luna decembrie, 1 decembrie, eu nu am avut probleme absolut deloc cu spatele. Nu am avut deloc niciun pericol, nu m-a păpăsat. Pur și simplu nu știu ce, acum iar s-o iar probleme, un pic. Și am venit iar la dumnealui. Și vreau să spun că foarte bun lucru face domnul Vlad. Și sunt foarte bucuroasă că am dat peste așa persoană care m-a ajutat foarte mult și mă ajută. Pentru că în situația în care sunt eu, lucrurile foarte mult influențează asupra asta. Și pe parcursul vieții mă simt mult mai bine. Și da, e încercat atunci sau acum tratamente medicamentoase? Nu. Nu, adică ai Nu, văzut că te doare, te doare, ai da, răbdat, ai răbdat până da, deja da. hadem, Am văzut gata, că nu mai pot. nu mai pot, într-adevăr, tot așa, ce mă poate vă mușchi și o să treacă, o să nu o să fie nici rău. Nu, chestia între ceea că noi vrem sau nu vrem, dar noi mergem în poziție verticală. La orice pas amortizează. Dacă musculatura nu e bine formată, eu vorbesc de mușchi Da. vertebrali, da? Treptat, treptat se comprimă, sub greutatea corpului nostru, sub poziția incorrectă a capului, că dacă aplicăm capul în față sau avem o poziție sedentară mai mult timp, se comprimă trapeții, trapeții în cecior, trag după sine toată musculatura, adică se primește cu un timp, da? Și atunci se micșorează, din cauza mușchiului atrofiat, se începe a micșora distanța între vertebre. Se rotește. Munca, greutățile pe care le Da. ridicăm, tot acționează pe coloană. Da. Mai ales dacă avem o deficiență de ținută, asta e vorba de o scolioză, da, care e deja începută, și îi dai voie pur și simplu să dezvolte. Dacă nu scoți blocajele, este clar că circulația se stingește, este o problemă de sânge, de circulație de sânge, și atunci este un deficit, pentru că nu ajunge cantitatea cei de sânge care ar trebui să ajungă la organ sau inclusiv și la creier. De aici apar toate problemele. Deci, în primul rând, când este problemă, știi sigur că e problemă de coloană, trebuie să faci corecția. Și corecția, vezi cum te ușurează. Da. O procedură și spar durerile. Da, chiar vă Da? mulțumesc foarte mult, vă dăm de sănătate Da, multă. da, da, da.